Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Practic a început deșteptarea. Dar cei mai buni, tari, meseriași ascultători din țara asta și nu doar sunt cei ai postului nostru de radio, Europa FM. Nu poți, frate, orice spui, vin și îți dau amănunte, îți dau explicații, îți adaugă conținut. Am primit mesaj. Pensia lui Ion Țiriac este 12.000 de lei. Da. Pentru calmă, da. De la Adi. Imediat Adi ne-a dat pac link de la publicația Impact, care a documentat cazul și scria, deci nu de mult, în septembrie anul trecut. Țiriac încasează, pensia pe care o încasează, 12.000 de lei, vine ca urmare a faptului că a fost 20 de ani ofițer în Ministerul de Interne, deci a mâncat o pâine de la miliție, cum a zis dânsul. Da. A ieșit la pensie, cu gradul de colonel, să trăiți. Jurnaliștii de la Impact.ro, care au documentat această situație, au aflat că, de fapt, milionarul nu și-a ridicat pensia niciodată din anul 1999 și suma strânsă până acum s-ar afla într-un cont bancar. Din Elveția. Da. Deci e virată undeva, n-a ridicat-o el, dar a pus-o deoparte. Da, probabil că își pregătește o mică petrecere la împlinirea vârstei de 90 de ani cu banii de pensie, se duce și scoate pe toți odată. Din pensie 200.000 de euro. Da, și facem un chef de 2.000 de euro să rupem, tată. Și restul îi punem în continuare, cumpărăm acțiuni la bursă. Până cât de tare. Deci sunt bani pentru nepoți, probabil. Ion este tăticul, ia pensia. Cred că aranja deja fereastra unde... Domnul Țiriac vine poștașul cu pensia. Domnul Țiriac, v-am adus pensia! Bunicule, fă cu mâna. N-ai cum, mă, nene. Băi, frate, e foarte tare. Da. Ziceți ce părere aveți. Vă ascult. Extraordinar. De ce Țiriac, domnule? Suntem depășiți. Tu vrei, mă, pensie de 12.000 de lei când o să fii, Doamne, pensionat? Doamne, iartă-mă. N-are nicio șansă de... să devină colonel, în primul rând. De 5.000 de lei, dacă, mamă, dacă aș avea pensie, m-aș pensiona mâine. Dar crezi că unii colegi ai noștri care sunt colonei... crezi că acum, ei o să aibă pensie? Acum zâmbesc așa, pe sub mustață, știi? Auzi, dar crezi că s-a pensionat fostul coleg? Care nu cred că s-a pensionat, nu, e activ. Păi da, da, e în activitate. Că eu așa, ar putea să se pensioneze, dar da, nu se lasă. La 40, nu știu dacă 40. Nu le-a acumulat, dacă nu sunt combinate. 40-45, pac, se... Da, nu, e, adică e pe acolo, poate să se... Luca nu știe despre cine vorbim. De cum să nu știu, jucam cu el conquistador. El din forțele patriotice. Jucai cu conquistador cu turcesc, da, da, da. Mă? Da. Și era bun? Îl băteam. Îl băteam. Și lua capul. Lua cap. Deci Robert Turcescu a făcut la noi aici emisiunea, cum se chema? România în direct. România în direct, așa. Aia. Și venea... Era bun. Îl sunau simpatizantele domnului Udrea. Da, mă rog. Da, mă rog. Asta nu asta ne arde. Și atunci, pe vremea aia, era un joc, se chema Conquistador, îl promova busul. Da. Cred că mai e și acum. Era cu întrebări de cultură generală și aveai 4 variante de răspuns. Da. Și se juca în rețea. Și jucam în redacție... Băi, și ăla nu se mai lăsa dus la emisiune. Da, 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 da. Țipa pe acolo. Bă, ce norocos e ăsta! De unde le știi, mă, tu, pe astea? Și intra nervos peste în emisiune. Ani, da. Am ajuns să fac întrebări la dublu sau nimic. Ca să vezi. Așa a început toată treaba. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.